Bună, Radu! Wow, bună, Ramona! Doamne, ai venit așa! Bună tuturor! Dar ce faci cu pălăria? Așa ai fost la antrenamente cu pălăria pe cap? Am fost în spate. În spate, spatele la bazin, la vestiare. I-am lăsat acolo și... Aoleu, am emoții, nu mai pot. O să fie bine, stai liniștit. Să sperăm așa că o să sar de râs, cu pălăria. Mă fac de râs în fața nu colegilor faci, mei. Nu te faci oamenilor de acasă, iubitei mele, familiei mele și cu Dumnezeu înainte. Că tot veni vorba de iubita ta, ea cumva ți-a zis să nu ajungi pe aici, să nu vii aici la Splash. Da, pentru că se îngrijorează foarte mult, foarte tare. Așa. Și se gândește să nu mă lovesc și să ajung întreg acasă. Și de ce n-ai ascultat-o? Întreb pentru un prieten. Nu știu, sunt mai, mai nebun eu așa și fac de capul meu. Ai, Doamne, hai să vedem ce susținători ai în seara asta și dacă te vor ajuta să faci o săritură, jos pălăria. Ana, jos cu cine ești acolo? Și uitați-ne, suntem aici! Da, sunt cu iubita ta, Radu, sunt cu iubita ta, Ana! Deci nu pot să cred așa ceva, dar când? Eu mai devreme am vrut cu ea. Ai vorbit cu ea și te-ai mințit că nu e aici sau ce? Mi-a spus că e acasă, în pat. Vă ia să vedem ce spune. Bine, Radu! Haide, Radu! Deci uite cum tremură picioarele, jur. Hai să vedem ce zice. Hai să o privim, că uite și frumoasă, da. Are pălărie, sunteți familia pălărie. Ia să vedem, Ana, ce spune iubita lui Radu. Eu vreau să vă spun... Ana este superbă, este de o frumusețe rară, e frumoasă foc. Este viitoarea mea soție. Și... Bravo! Și vreau să o întreb. La anul. Ce ați bun. Ana, vreau să te întreb dacă tu ai emoții pentru Radu, dar să ne spui foarte, foarte, foarte sincer și ce simți să-i spui înainte de săritură. Sunt mândră de el, oricum ar sări și orice ar face. Atât. Și... Mulțumesc frumos, te iubesc mult. Și bine. Hai să începem treaba. Hai să o lăsăm pe iubita ta, pentru că ăsta este momentul tău și acum îți dai seama, tu trebuie să faci o impresie, mai ales că e și Ana aici. Da. N-ai cum să te duci iurea, crede-mă. Stai puțin, pălăria asta nu vrei să o lași aici înainte să ba, sari? Da. Dă-mi-o mie. Ce-n mănestie? Da. Să... Halatul, au, Doamne, zai, iartă-mă, Ana, n-am putut să mă abțin. Aoleu, dă-mi e halatul și dă drumul la treabă. Vezi, îți urez succes! Să ai ok, Radule! Radu, 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 mi-a readus aminte, săritura asta am făcut-o și eu exact de la 5 metri în cap. M-am antrenat foarte mult pentru săritura asta și nu este o săritură ușoară, este foarte, foarte dificilă. Mulțumesc frumos! Trebuie să spargi și atingi apa. Și acum tremur. Știu despre ce e vorba. Înțelegi ce înseamnă această săritură. Așa este. Vrei să vezi săritura? Da, chiar vreau. Avem o reluare pentru chiar tine. Chiar îmi doresc. Poziția? Bine, bine! Wow! E bine, nu mă? Nu pot să cred. Ce ți-ai ajutat, nu mi ești de jur la antrenamente, nu mi-ai ieșit niciodată așa, așa de bine. Bravo, omule! Dar cu dansul nu ți-ai ieșit. Dacă tot eu sunt cu dansul, da.
Cred că are două picioare pe stângul. Când o să aibă și pe dreptul două, probabil că o să iasă ce a vrut să ne arate. Am înțeles. Nu știu cât s-a antrenat, dar săritura care am văzut-o acum, eu zic că a fost foarte bună. Mulțumesc frumos. Jean, zi câteva vorbe. Stai puțin că mă încurcă eșarfa asta. Da, cred că de mâine nu mai au. Am avut o anexită și văd că stă anexită pe gât. Te omoară fashion-ul, te omoară pe tine. Să știi că în general nu se folosește ca garou. Asta am vrut să ascult. Eu vreau să o scot din sărite. Vestimentar. Iulia, ție ți s-a părut o săritură grea sau ușoară? Asta îl voi lăsa pe Bogdan să decidă. Ok, atunci ce? Și tu ce vrei să ne spui despre săritură? Eu vreau să vă spun câteva lucruri. Mi-ar fi plăcut să faci ceva cu acea pălărie. Da. Ceva da. Ce nu ai făcut în mod evident. N-am vrut să-mi bag joc de frumusețea pălăriei. Ție cine îți spune pălărierul nebun? Iepurașul de Paște? Brandul meu ai dreptate, numește. Ai dreptate. Le băgăm dar are dreptate. Pălărierul nebun. Pălăriile pe care le faci sunt frumoase. Mulțumesc frumos. Cu acele elastice nu știu ce faci la mână. Din cauza... A, și le porți așa mai sus. Mai sus, da. Da, mai sus. N-am mai văzut. Este ceva inovativ. Da, jos, gata. Da. Mi-aș plăcut să faci ceva puțin mai creativ. Nu voi judeca săritura. Mie mi-a plăcut, dar eu nu sunt atât de familiarizată cu domeniul cum este colegul nostru Bogdan. Felicitări, Radu. Mulțumesc mult, Bobo. A fost o săritură foarte frumoasă. Mulțumesc. Dar... Mulțumesc antrenorilor. Mulțumesc echipei. Și mulțumesc. Radu, ți-a ieșit? Radu, ți-a lipsit săritura. N-ai avut desprindere. A fost o săritură simplă. Săritura aceasta noi în general învățăm pe copii să o facă la început de carieră, da? Da, bă, și eu sunt la început. Da, sunteți la început. Apreciez chestia asta, dar mă așteptam la tine să faci ceva mai greu, să te desprinzi de platformă, să faci o săritură cu desprindere, da, să sari în dacă cap, să sari de mai sus. Dacă o să trec mai departe, o să vedeți altceva. Da, dar momentan trebuie să judec ce am văzut acum. Da. Aceasta este o cădere, așa-i spunem. O cădere de la 5 metri. Este o săritură simplă. O să le pun în balanță și o să-i dau o notă pe bune. Am înțeles. Eu sunt foarte curios acum ce părere are antrenoara lui. Ana? Da, dragul meu, sunt aici lângă antrenoarea Clara. Hai să comentăm despre săritură, despre saltul în sine. Saltul în sine, căderea pe care am învățat-o în această competiție, sunt foarte mulțumită. I-a ieșit cel mai bine de până acum. Mulțumesc mult, Clara. Foarte bine. Am înțeles că nu s-a desprins. Păi nici nu trebuia să se desprindă, pentru că noi am repetat o cădere, nu o săritură. Deci nu trebuia să împingă. Deci intenționat desprinderea am avut o cădere. A fost din cădere. Exact. Da, am înțeles. Mergem mai departe cu notele. Acum? Hai să începem cu Jean. Pentru această săritură, pentru că am trecut și eu prin ea, pentru astăzi, cred că o notă destul de bună. Mulțumesc mult! 7.5! Mulțumim, Jean! Neamărin? N-am vorbit nimic cu Jean, dar tot 7.5. Mulțumesc! V-ați simțit! Bobo? Mi-a plăcut săritura. Și îți dau 7. Mulțumesc. Acum e acum. Vom afla mai târziu. Totuși îmi pare rău că n-am apucat să aflăm care este mirosul de iepure ud, că bănuiesc că era din fetru. Fetru de iepure, da. Da. Păcat. Nota mea mai târziu. Ok, mulțumesc. Radu, mulțumim mult, ai 22 de puncte în acest moment. Vom afla mai târziu ce se va mai întâmpla. Ești mulțumit? Crezi că meritai mai mult? Păi a meritat, da, dacă nu se vrea, ce să fac? Adică tu ești mulțumit de cum ai sărit, sperai la mai mult, nu? Da, nu știu de ce, pentru că eu la antrenament nu mi-a ieșit deloc așa. La show mi-a ieșit perfect. Nu știu de ce am luat așa notele, sunt puțin supărat, dar o să-mi treacă. Hai. Am văzut că ai fost surprins și de nota lui Jean. Da, și Neamari nu știu de ce mi-a dat nota 7.5, chiar nu știu de ce. Felicitări! A fost perfect, a fost perfect! Ce frumos!